Noi vom avea posibilitate pentru ca să asigurăm consumatorul accesul la aceste date. Mai mult de jumătate dintre contoarele smart vor fi instalate în gospodăriile din raionul Edineț. Primăria orașului se poate lăuda deja cu un astfel de echipament de măsurare. Contorizăm mai întâi la persoanele juridice, dar și la cele fizice, să vedem cât vom putea acoperi. La sigur, elementul de pilotare ne vorbește despre aceea, să vedem și ce putem economisi, cum putem analiza când și cum să folosim energie electrică mai eficient și pentru noi și mai ieftin în același timp. Faptul că se pilotează aici, la sigur, mai vorbește că pot fi și anumite impedimente. Pentru că atunci când pilotezi, vezi ce merge și cei ce nu merge și va fi de învățătură pentru întreaga țară. Aceste contoare vor permite colectarea automată a informației, dar și optimizarea costurilor prin faptul că va fi posibilă monitorizarea minuțioasă a consumului. Datele livrate de contor vor putea fi accesate de pe telefoanele mobile. Consumatorii finali, în primul rând, vor avea posibilități de a folosi servicii inovatoare care le va permite să-și optimizeze costurile, adică vor putea utiliza energie electrică anume în acea perioadă când ea este mai ieftină, pentru că aș micșora costurile. Și aceasta este metoda cea mai ieftină, cea mai simplă și cea mai eficientă și cea mai curată. Contoarele sunt inteligente, ele sunt construite în așa mod încât colectează informația automat și o transmite către furnizor, ceea ce înseamnă că furnizorul în primul rând primește consumul real, în doilea rând consumatorul poate să aleagă când utilizează mai multă energie cu tarif diferențiat. Locuitorii raionului salută această inițiativă. Cred și sper că va fi foarte benefic, deoarece toți tindem spre o transformare smart, spre o digitalizare, pentru a ne economisi cât mai mult din timpul pierdut în zadar. Cred că e un lucru foarte benefic pentru, va fi chiar pentru localnicii comunității mele. Tariful la energie electrică va fi redusă și oamenii, sătenii, vor folosi toate aparatajele electrice în aceste ore pe timp de noapte. Și clar că va aduce un beneficiu sătenilor în perspectivă, deoarece la moment energia electrică zilnic crește prețul la energie electrică. Programul pilot este lansat de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Energiei și realizat cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Peste un an, acesta ar putea fi extins în întreaga țară. Între timp, autoritățile vor monitoriza felul în care funcționează contoarele și vor analiza informațiile privind consumul individual de energie.